Bună seara și bun găsit la Puterea Cuvântului. Sunt Oana Cătănoiu și în această seară i-am alături de mine pe cei doi candidați pro-România, pe candidatul pe lista consilierilor județeni, dar totodată și președinte al organizației de tineret, Andrei Dina, și candidat primăria Fărcaș, domnul Nicolae Tătulescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și ne bucurăm pentru ospitalitatea de care dați dovadă. Vă mulțumim că ați ajuns aici și o să încep prima oară cu dumneavoastră, domnul Tătulescu, pentru că sunteți chiar lângă mine. Ce vă recomandă pentru această funcție și de ce candidați? Iată, la primăria unei comune, cu toate că ați petrecut o viață întreagă în Craiova. Mulțumesc pentru întrebare. Vreau să vă fac o mică prezentare. Într-adevăr, eu am copilărit acolo în comună. Sunteți legat emoțional. Acolo am trăit cu părinții mei. După aceea mi-am urmat cariera și deoarece cariera mea presupunea o altă activitate care nu putea fi desfășurată acolo, a trebuit să plec. Așa sunt cărările vieții. După ce m-am pensionat, eu am fost cadru militar, nu am avut voie să fac politică. După ce m-am pensionat... Dar ați fi făcut dacă ați fi avut ocazia? Adică era o dorință mai veche sau așa s-a întâmplat? Nu, pot să știu cu certitudine. Ideea este că în momentul în care am văzut că pot să contribui mai mult la starea comunei, la viața concetățenilor mei, mulți dintre ei oameni cu care am copilărit, cu care am cunoscut, viața și adolescența, m-am gândit că poate este o chemare, până la urmă, pentru a contribui mai mult la dezvoltarea comunei și la viața și la îmbunătățirea vieții acestora. Mai ales când văd copiii aceia frumoși care sunt prin comună și care nu... Și care vor fi nevoiți să plece la un moment dat, așa plece, cum da. Și dumneavoastră ați fost nevoiți. Spuneați că n-ați mai fost până acum în politică. De ce pro-România din atâtea partide? Vreau să vă spun că la Pro-România am venit practic dintr-o convingere proprie, pentru că este un partid tânăr pe scena politică, este un partid format în marea majoritate, cam 80% din tineri și oameni care nu au mai făcut politică, și vine cumva pe scena politică pe fondul a autosuficienței clasei politice actuale. Pur și simplu, noi ne-am propus să reformăm stânga românească, să dezvoltăm capitalul autohton, bine, cu privind către Europa, că vorba aceea, acolo este viitorul și suntem integrați în Europa și nu trebuie să fim numai cu vorba, ci și cu fapta. Iar acest partid are un colectiv care este stimulativ pentru performanță. Iar președintele partidului, domnul deputat Florin Stancu, este cel care până la urmă m-a convins și a avut rolul determinant. Și care vă dă energie în această campanie și așa un pic dificilă și ciudată din cauza pandemiei. Și acum trec la domnul Dina cu aceeași întrebare, pentru că este tânăr și pentru că, așa cum mi-a mărturisit în culise, este pentru prima oară când pășește în politică. De ce ați ales Pro-România? Și cum ați ajuns să fiți convins să intrați în politică? Pentru că foarte mulți tineri se feresc de acest aspect. Da, știu, într-adevăr, foarte mulți tineri evită lumea politică. Eu am decis să intru în politică atunci când mi-am dat seama că dacă am niște pretenții la niște oameni, trebuie să fiu și eu pe acolo să-i ajut. Am decis să intru, să încep de jos. Am mers lângă o candidată a Pro-România la Șimnicul de Sus, doamna Nadia Manda, unde m-a găsit domnul președinte, Florinel Stancu, împreună cu secretarul general Nisipeanu Marian. M-au contactat, mi-au propus să fac parte din echipa lor. Am acceptat din curiozitate, am ajuns lângă ei. Mi-a plăcut ce se întâmplă, mi-a plăcut colectivul în care am ajuns și de atunci sunt implicat 100% și mă bucur pentru asta.
Domnul Tătulescu, așa cum spuneam, este o problemă mare, foarte mare, faptul că tinerii ne pleacă din comune. La un moment dat, satele vor fi depopulate din acest motiv. Nu au locuri de muncă sau au locuri de muncă sezoniere plătite la negru și așa mai departe. Cum vedeți o rezolvare? Pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este problema cea mai importantă în mediul rural. Da, într-adevăr, tinerii sunt dezorientați și satele sunt din ce în ce mai populate în perioada actuală. Nu pot fi acuzați tinerii pentru că pleacă. De fapt, pleacă către țări din Uniunea Europeană sau către zone mai dezvoltate de la noi din țară, către orașe în care forța de muncă este mai bine plătită. Eu aș vrea să vă spun, cauzele sunt cunoscute. Acestea sunt, în esență, cauzele. Dar care ar fi soluțiile? Care ar fi soluția? Aici este problema. De fapt, soluția este interesantă. Ce v-ați gândit, efectiv, pentru comuna Fărcaș? Asta este întrebarea mea. Da. Pentru a atrage tinerii să rămână acasă, să nu plece după o viață mai bună, pentru că dacă rămân acasă, dezvoltă, este ca un cerc, așa, o să vă spun eu, vicios, dacă pleci, nu ai forță de muncă și nu poți să dezvolți, de fapt, propria ta comună și propria viață. Și atunci trebuie mers în întâmpinarea unor investitori. Investitorii nu vin ei peste tine ca primar, ci trebuie să-i contactezi, să-i cauți acolo unde își desfășoară activitatea. Eventual să accesezi niște fonduri europene. Să accesezi fonduri europene, foarte bine, pentru că bugetele vor fi, bugetul țării și bugetele locale vor fi din ce în ce mai mici pe măsură ce trece timpul. Și atunci trebuie să vezi de unde aduci bani în comunitate. Și la ce v-ați gândit? Nu știu, la supermarketuri, la fabrici, la agricultură? Da. Efectiv, la ce v-ați gândit pentru această comună? Practic, vă spun că voi încerca să merg, cu toate că distanța este cam de 30 și ceva de kilometri până acolo. Voi merge către oameni de afaceri pe care îi cunosc și voi încerca să, de exemplu, să dezvolt cu ajutorul lor, să dezvolt o fabrică de confecții. Cunosc om de afaceri care are o fabricuță cu 200 de locuri de muncă și numai are 60 de femei. Pur și simplu, cred că omul acela, dacă îi creeze anumite facilități la nivel de comună, în sensul că o perioadă poate îl elimini taxele sau îi dai un teren cu condiția ca el să angajeze forță de muncă din interiorul comunei sau din comunele. De obicei, o să vă întrerup cu ceva. De obicei, se așteaptă șpagă ca să-ți deschizi ceva. Asta este o realitate. Nu are rost să ne ferim de ea. Deci, dumneavoastră, veniți cu această soluție de a oferi, nu de a primi. Corect. Într-o comună poți să creezi locuri de muncă, fie prin a aduce investitori, fie poți să dezvolți prin accesarea de proiecte europene activități care sunt generatoare și de consumatoare de forță de muncă și generatoare de bani pentru bugetul local. M-am gândit, de exemplu, împreună, în asociere cu comuna vecină, care e mai micuță, să facem un parc fotovoltaic. Pentru că din ce în ce mai mult, energia verde va fi cea mai ieftină și cea mai curată energie. Parcul acela fotovoltaic va crea foarte multe locuri de muncă. Și sunt multe alte... De ce să dezvoltăm într-o comună numai partea de comerț, partea de vânzare cu amănuntul, când putem să accesăm prin proiect european, de exemplu, o asociere de producători agricoli care să înființeze un depozit de fric pentru produsele lor, o piață agroalimentară în care să-și desfășoare activitatea de vânzare a produselor și să nu aștepte la marginea drumului, plantații, pentru că acolo a fost o zona de nord a județului, a fost o zonă foarte, foarte dezvoltată din punct de vedere al plantațiilor pomicole. Acum nu mai există nimic. Se mai văd urmele teraselor, iar toată lumea de acolo lucra în pomicultură. Se poate face prin bani europeni, se poate înființa
culturi pomicole și mai am și alte idei, unele poate par... Exemplu, comuna are un relief accidentat. Sunt dealurile subcarpatice. Și ar putea deveni regiune turistică. Da, 100%. Asta ar fi extraordinar, pentru că iată, eu sufăr în weekenduri că nu am unde să merg în apropiere. Dacă... Și nu avem timp suficient. Dacă vă propuneți și veți realiza asta, eu cu siguranță, dacă aș fi locuitor al comunei, v-aș vota. Dacă îmi permiteți, și nu vreau să monopolizez, îmi cer scuze, ideea este următoarea. Fiind acest relief și o frumusețe extraordinară a cadrului natural, se pot organiza circuite din acestea de mountain bike, sunt motocicliști care merg la Rânca, merg în alte zone, la depărtări, când pot la fiecare sfârșit de săptămână. Și eu și cred că mulți dintre craioveni, nu neapărat locuitorii unei anume comune, au gândit asta, că nu au iată unde să meargă. Domnul Dina ne poate spune mai bine, pentru că este tânăr și cred că aveți aceeași problemă. Ce vreau eu să vă întreb, dacă veți ajunge consilier județean, la ce proiecte v-ați gândit? Sau mai bine zis, ce vă deranjează la județul nostru? Ce ar trebui reparat, ce ar trebui înnoit, ce ar trebui adus în plus? Cum zicea și domnul Tătulescu, tinerii nu prea își găsesc locul la noi în județ. Vorbea de afaceri pe care putem să le dezvoltăm în fiecare comună. În general sunt bazate pe consum, ceea ce nu este în regulă. Producția este aproape inexistentă la noi în județ. Dar să revenim la tineri, unul dintre proiectele mele de suflet vis-a-vis de tineri, m-am gândit să introducem noțiunea de internship în deconcentratele județului nostru, pentru că, din ce am văzut, multinaționalele merg pe acest lucru și au foarte mult de câștigat. Vreau să le explicați și telespectatorilor ce anume presupune. Da. Angajarea studenților part-time, 4 sau 2 ore, pentru a vedea ce se întâmplă efectiv la un loc de muncă, pentru a fi pregătiți ca după ce termină facultatea să meargă și să fie productivi din prima zi. În general, antreprenorii nu își permit să primească și să crească pe perioada de 2-3 luni în care proaspătul absolvent nu produce sau nu aduce firmei un plus. Și luând de exemplu, mă repet, de la multinaționale, care promovează foarte mult acest lucru, aș vrea să le introducem și în deconcentratele județului nostru, deconcentrate care aparțin de Consiliul Județean. Ar fi extraordinar și cred că este destul de ușor de pus în practică. Foarte ușor. Ați mers în campanie, din câte am văzut, pe rețele de socializare și ați discutat cu oamenii, atât în comune cât și în oraș. Care au fost principalele nemulțumiri ale oamenilor? Oamenii sunt foarte simpli acolo. Eu personal, trăind majoritatea timpului în Craiova, am avut neplăcerea să văd condițiile în care trăiesc. Problemele lor sunt unele care nu își doresc niște lucruri normale pentru noi, fără de care noi nu am putea să trăim. Și începând de la apa potabilă, canalizare, locurile de muncă, asta chiar lipsesc cu desăvârșire. Adică, practic, la țară încă se trăiește cu toaleta în fundul curții. Exact. Este incredibil că se întâmplă asta. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să completez ce a spus Andrei. Numai ca să vă dau un exemplu, sunt dotări, sau în ceea ce privește infrastructura, care nu pot fi concepute să nu existe în secolul 21 la țară. Pur și simplu, în comuna Fărcașul sunt două sate, împreună au 5 km de drumuri interioare, comunale, care nu sunt asfaltate nici acum. Nu se poate așa ceva.
în 30 de ani de la Revoluție până acum am făcut și un calcul. Și special că au fost totuși accesate acele fonduri europene despre care fost. Sau nu au fost accesate și nu este niciun motiv pentru care nu au fost accesate. Da. Comuna stă pe pungă de gaze, nu au gaze, nu au canalizare, nu au drumuri. Adică, asaltate. Practic, totul este la îndemână, la dar îndemână. Nu se vrea să se facă ceva. Banii sunt acolo, dar nu întindem mâna să-i luăm. Ori că nu avem priceperea necesară, ori că nu avem determinarea necesară, pentru că pe undeva ar trebui ca în procesul acesta de alegeri cetățenii să schimbe cam din 4 în 4 ani primar. Atunci, n-ar mai fi nimeni, nu s-ar mai considera nimeni veșnic. Și atunci ar fi obligați ca în perioada aceea o competiție. Să, ar fi o până competiție. La urmă să facă ceva sigur, pentru comună. Sigur. Și apropo de veșnic, eu am întâlnit candidați prin județ de peste 80 de ani. Nu pot să-mi dau seama cum ar putea... Da, chiar o să fac o glumă macabră, până la urmă nu se știe dacă acea persoană apucă să-și termine mandatul. Da. Într-adevăr, nu cred că ar avea energie necesară. Sigur, nu vreau să generalizez, sunt și excepții. Foarte puțin. Dar da, așa cum spuneați, cred că este nevoie de oameni tineri, de oameni cu inițiativă. Ce le-ați spune oamenilor? De ce să voteze pro-România? Cum să treacă peste aceste clișee politice de a vota anumite partide sau anumite persoane? De ce credeți că un primar este ales și 20 de ani la rând, deși nu are prea mari realizări sau chiar deloc? În primul rând, clasa politică din ultimul timp dovedește foarte multă autosuficiență, așa cum v-am spus și mai devreme. Și nu se mai pliază pe nevoile oamenilor. Au rupt când puterea erodează. Și atunci când rupi, în plus rupi și legătura cu oamenii, te detașezi de nevoile lor, rupi contactul cu ei, nu poți să mai gândești rațional pentru acea comunitate. Pro-România vine cu dorința de a reforma stânga românească. Pro-România este o construcție îndrăzneață, poate că va dura ceva până când vom convinge, dar vreau să vă spun că viitorul pol politic de stânga în România va fi pro-România. Așa cum pe dreapta ne așteptam viitorul pol politic să fie un alt partid mic, care este la început și nu vreau să-i dau numele. Ideea este că noi venim să umplem acel gol în relaționarea dintre politic și cetățean. Nu se poate să faci politică de la nivel central fără să mergi în întâmpinarea oamenilor. Domnul Florinel Stancu, chiar dacă nu a fost într-o anumită campanie, este ia la pas fiecare uliță dintr-un sat. Eu n-am văzut până acum un om cu asemenea determinare. Pur și simplu ne târăște după dânsul. Asta înseamnă să fii politician ancorat în realitățile acestui mileniu, da, poți de altfel erau foarte mulți politicieni care, iată, nu știau cât costă un bilet de autobuz și așa mai departe, adică așa cum spunea, sau cât costă un kilogram de ceapă în piață. S-au detașat prea mult de nevoile oamenilor pentru că nu au mai fost în pericol, nu s-au simțit, fiind partide mari, nu s-au simțit niciodată în pericol de a fi schimbați, amenințați. Ori acum a apărut o competiție, a zis de ce pro-România? Pentru că pro-România invită la performanță și competiție. Și pe ceilalți. Domnul Dinu, acum credeți că s-ar putea îmbunătăți relația dintre cetățenii județului și Consiliul Județean? Așa cum spunea domnul Tătulescu, s-a creat cumva o prăpastie și da. Cei care ar trebui să fie în slujba noastră nu sunt de multe ori la curent cu problemele noastre de zi cu zi. Într-adevăr, mai rare cazurile în care politicienii merg zilnic printre oameni și întreabă de problemele lor pentru a le putea rezolva, pentru că dintr-un birou nu poți să știi ce își doresc oamenii. Și atunci oamenii. Ar trebui făcut asta frecvent, nu doar în campanie? Da. Considerați că da, asta da. Ar fi o soluție? Ar fi o soluție pentru că oamenii sunt scârbiți de faptul că noi, politicienii, că mai nou sunt și eu, mă consider și eu, venim odată la 4 ani pe la porțile lor să le cerem votul și să le arătăm proiectele noastre.
Nu, lucrurile ar trebui să stea altfel. Ar trebui să păstrăm contactul continuu cu ei și să vedem în orice moment ce își doresc și ce neajunsuri au. Aș vrea să-l completez pe Andrei. La nivel de județ, într-adevăr, este mult de lucru pentru că e vorba de coordonarea unui județ și nu numai coordonarea unui județ privit ca ceva singular, ci în corelație cu celelalte județe și regiuni înconjurătoare, pentru că nu poți să faci bunăstare așa într-o insulă, ci să te îndrepți și către spre axa, să spunem, sud, unde Dunărea este o cale de acces și un bazin fost legumicol, și vestul iar vine cu dezvoltare. Dar vreau să vă spun că la nivelul unei comune, uitați, eu le-am propus oamenilor în programul meu de acțiuni, să, ca din 6 în 6 luni să mă întâlnesc împreună cu consilierii, cu cetățenii. Indiferent, adică să nu ne fie rușine să dăm ochii cu cetățenii într-un cadru organizat în care să le spunem ce am făcut în cele 6 luni, ce vrem să facem, de ce n-am făcut anumite lucruri și să ascultăm ce doleanțe mai au pentru viitor. Ori în momentul de față, unii primari nu răspund nici la întrebările scrise ale cetățenilor. Nu răspund, pur și simplu. Da, sunt solicitări făcute către primărie, iată, abundă rețelele de socializare cu așa ceva, la care fie nu au răspuns, fie au un răspuns evaziv, ceva de genul s-a rezolvat, dar nu se poate. Știm foarte bine, asta este problema în întreaga țară, nu doar în județul nostru. Da, corect, da. Așa este. Puțin primar, să știți că se poate. Sunt localități unde sunt primari care sunt aleși, vorba aceea, lumea ar vrea să-i cloneze pentru ce au făcut pentru comuna respectivă. Și alți primari care n-au avut niciodată un contracandidat. Dar de ce se întâmplă asta? De ce nu au un contracandidat, dumneavoastră care sunteți acolo în miezul comunei? Ce se întâmplă? De ce nu apare un contracandidat? Sau apare, dar oamenii de teamă, de rușine, îl votează tot pe acel primar? Teama este... Da, ce vreau să vă spun. Pe rețelele de socializare dau like-uri la toată lumea, la toți candidații. Oamenii sunt așa de... Deci nu trebuie să ne luăm după numărul de like-uri. Nu. Sunt așa de dezamăgiți, încât pur și simplu și-au pierdut busola. Ca și când și-au pierdut buzola. Și de aici până te complace în mersul acela al lucrurilor, zice, lasă că așa suntem noi învățați. Și de ce nu apar alți candidați? Pentru că nu mai au curaj. Nu mai au curaj și este pentru că joc. De multe ori locuiesc în aceeași comună și probabil se lovesc zi de zi de aceiași oameni. Se resemnează și pe undeva... Cum să vă spun eu, unii nici nu doresc să facă mai mult decât cumva se face. Cumva se mulțumesc... Se auto-mulțumesc cu ce se întâmplă aceste acolo. Lucruri care merg chiar și așa, într-un fel sau altul. Ori interesul este să... Interesul, în primul rând, pentru copii, pentru că alegătorii nu votează pentru ei neapărat. Votează pentru copiilor. Și v-am dat un exemplu. Păi dacă în 30 de ani nu s-a făcut mare lucru, cei care erau copii acum 30 de ani, acum sunt oameni în toată firea, maturi. Și câte generații au trecut fără să se realizeze minimele condiții de decență, ca să-i spunem așa. Decență. Și așa cum spuneați, foarte mulți au ales calea străinătății sau au venit în orașe și iată, încet, încet am ajuns să avem sate și în județul nostru și în județele de lângă, în care mai este doar un copil în clasă și învață cu încă unul din clasa 1, cu altul de clasa 5-a. Știți unde este... Ca acea școală să nu se desfințeze. Știți unde este speranța mea totuși vis-a-vis de cei plecați în afară? Pentru că muncesc acolo și muncesc greu. Mulți mi-au comunicat că ar vrea să se întoarcă dacă ar avea un loc de muncă, chiar dacă n-ar câștiga atât cât câștigă acolo. Unde văd eu partea bună a lucrurilor? Vin acasă, totuși vin acasă,
și construiesc cu ce au câștigat acolo, construiesc acasă un confort. Deci construiesc ariată un confort pe care poate nu îl pot întreține. Corect. Ideea este că își construiesc condiții foarte bune de viață în interiorul curților, dar n-au nicio legătură cu infrastructura externă care trebuie să preia anumite lucruri. Și atunci, asta este optimismul care, sau asta este partea care m-a făcut pe mine să încerc să conving tineretul și să conving cu faptele, nu cu vorbele, că de promis promitem toți. Dar pentru asta am nevoie de un mandat atât, 2-3 ani, că după aceea eu nu mai candidez. Nu are rost. Eu sper să vă duceți la îndeplinire visul, pentru că, iată, așa cum spuneam, pe mine cel puțin m-a încântat foarte mult. Știu că mulți oameni ar zice că este ceva superficial, dar avem nevoie și de locuri de agrement, de zone turistice la noi în județ. Domnul Dina, ce părere aveți despre acest plan al domnului Tătulescu? Avem nevoie de asta? Avem foarte mare nevoie. Eu știu planul foarte bine. Chiar am lucrat împreună la el. Domnul Tătulescu este unul din candidații, din mulți noștri candidați noi în politică, cu idei foarte bune și care a avut curajul să intre într-o comună oarecum închisă. Sunt peste 50% din comune în care noi am întâmpinat dificultăți să găsim un candidat, pentru că partidele mari simt nevoia să se conserve și să nu lase pe nimeni din afară să vină să crească competitivitatea. Și asta i-a speriat foarte mult. De asta mi-e place să spun că Pro-România e un experiment. Promovăm oameni noi, oameni care au altă viziune asupra comunității în care fac parte și i-am convins, mai ușor sau mai greu, să se alăture nouă. Și asta este un lucru, eu, un câștig pentru democrație. Eu vă doresc mult succes. Din păcate, timpul nostru s-a terminat, pentru că încă doi alți colegi candidați de la Pro-România trebuie să sosească la noi în emisiune. Succes vă doresc și să ne reauzim cu bine aici la Capital TV. Vă mulțumim mult de tot! Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Ia uite-o! Uite la ea! Grația o are de la tata! Unde s-a dus? A, uite-o! Spontană ca mama! Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata! Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles! Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți! Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună! De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună! Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună! Ready, Vodafone!
Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Am promis partea a doua a emisiunii cu încă doi candidați pro-România, și anume candidat la primăria Calopăr, domnul Marius Pavel, și candidat pe lista consilierilor județeni, domnul doctor Liviu Vasile. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și o să încep cu domnul Marius Pavel, că este lângă mine, sunteți tânăr, presupun că locuiți în Craiova, e doar o presupunere de-a mea, de ce ați ales să mergeți către mediul rural? Da, sunt tânăr, locuiesc și în Craiova și în comuna Calopăr, deoarece în prezent, din anul 2016, ocup funcția de viceprimar al comunei Calopăr și stau mai mult în comuna Calopăr momentan, pentru că trebuie să fiu prezent mai mult acolo decât în oraș și... Și asta vă doriți, să rămâneți în continuare să, la primărie, da, și chiar să ocupați primărie, să încerc să dezvolt comuna, scaunul de primar. Da, să câștig alegerile din 27 septembrie și să fiu primarul comunei Calopăr. Ce veți aduce nou în comuna Calopăr față de ce ați făcut până acum? Comuna Calopăr are nevoie de mai multe lucruri noi, pentru că nu prea s-a dezvoltat în ultimii ani și am... alte idei care, după părerea mea, vor duce la o schimbare în bine a comunei Calopăr. Să sperăm că așa va fi. Eu vă doresc succes și trec la domnul doctor. Veți avea o funcție, cred eu, dacă veți câștiga alegerile în Consiliul Județean. Care sunt principalele probleme ale județului nostru? Ce ați aflat de la oameni din această campanie, cumva... diferită față de altele din cauza pandemiei?
Într-adevăr, este o campanie atipică, o campanie electorală atipică. Și legat de candidatura mea la funcția de consilier județean, pot să vă spun decât că am luat această hotărâre pentru că văd că sunt multe lucruri care trebuie schimbate. În primul rând, datorită faptului că sunt medic, văd că sistemul sanitar, numai pe plan local sau județean, dar și pe plan național, are multe, multe hibe, sunt multe, multe greșeli, sunt multe probleme de finanță. De la șpagă, la lipsa aparaturii nu și neapărat, așa mai departe. Pentru că, ce să vă spun, salariile au început să crească, există și alternativa să lucrezi în sistemul privat, cine și vrea să lucreze, lucrează. Și ziceți că va dispărea acest fenomen odată? Da, eu zic că va dispare acest fenomen al șpăcii. Dar vorbesc de subfinanțare și de problemele pe care le întâlnim lucrând în sistemul sanitar la pacienții care vin mai ales din mediul rural și care nu au posibilități financiare și care de multe ori poate n-au bani ca să se întoarcă acasă după o intervenție chirurgicală sau după un tratament pe care îl fac în spital. Lăsând la o parte faptul că în perioada asta sunt limitate aceste internări pentru afecțiuni cronice, sunt într-adevăr probleme. Bun, de aceste probleme suntem conștienți cu toții, dar ce soluții ar fi pentru așa ceva? Soluții sunt. Sunt fonduri care se acumulează de la sistemul de stat, sistemul asigurărilor de sănătate, care se plimbă prin fel de fel de ministere, întâi la Ministerul Finanțelor, după aceea la Ministerul Sănătății, după aceea ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acolo repartizează către casele județene de asigurări de sănătate, iar de acolo ce rămâne se repartizează către spital. Bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență Dulj se raportează de fiecare dată la anii anteriori, și suntem puși în situația să facem niște estimări care nu mai sunt de actualitate. Intră în discuție inflația, intră în discuție multe probleme, sunt mulți furnizori, vorbesc de sistemul de sănătate, care nu își onorează contractele sau nu participă la licitații. Este multă birocrație, iar pentru a schimba această birocrație care se regăsește în sistemul sanitar, trebuie găsită o transparentizare, o digitalizare și o modalitate de a rezolva mai repede aceste probleme, pentru că nu putem să stăm să avem discontinuități. Vis-a-vis de infrastructură, este un județ frumos, un județ bine plasat. Este un județ care ar trebui sau trebuia să beneficieze de drum, de acest drum expres Craiova-Pitești, lucru pus în ridicat la fileu, ca să spun așa, de către investitorul Ford. Sunt terenuri agricole care sunt prost administrate, sunt mici producători locali, mă refer la cei care produc legume, fructe, mai ales legume în partea de sud a județului, care nu pot să-și comercializeze produsele. Sunt probleme de infrastructură și de dezvoltare locală, să spun, sau județeană, lucruri care țin de magistrale de gaze, de canalizare, de apă, lucruri care până la urmă sunt normale într-o Românie care vrea să facă parte din Uniunea Europeană. Sunt probleme cu școlile. Nu știu câte școli din... În ce sens? Că nu au acest aviz sanitar de funcționare? Multe că din nu ele... sunt copii suficienți pentru că, așa cum spuneam, vorbeam cu colegii care au venit înaintea dumneavoastră, de faptul că satele comune sunt depopulate, pleacă tinerii cu tot cu copii în alte țări, în orașe mari. A scăzut populația din județul Dulj, exact. Și nefiind locuri de muncă, într-adevăr trebuie găsite modalități de a stimula și în mediul rural și în municipii sau orașele care fac parte din județ, găsite posibilități de a face investiții, de a ajuta cei investitori care vor să facă niște proiecte, să dezvolte și să facă, să asigure niște locuri de muncă pentru populație. Sunt foarte mulți tineri care pleacă și sunt mulți care vor veni ca să voteze. Nu știu dacă neapărat la aceste alegeri locale, dar în mod sigur la alegerile parlamentare sunt mulți care se vor întoarce ca să voteze sau vor vota prin corespondență. Cred că asta ar trebui să fie îndemnul în această emisiune și în toate emisiunile, ca lumea să meargă, la vot și să participe. Fiecare are opțiunea lui, votează ce simte sau ce crede, dar proiectul Pro România
Un proiect de centru stânga este un proiect care este viabil și care poate fi dus la îndeplinire. Nu sunt idei, sunt proiecte. Sunt proiecte care acesta sunt... este motivul pentru care ați ales Pro-România? Care a fost, de fapt, parcursul dumneavoastră politic? Ca și formație, de regulă, un medic are o formație liberală. Dar atâta timp cât trăiești într-un mediu, vorbesc de mediul în care trăiesc, un mediu medical, mediu sanitar, și vezi că sunt multe lucruri care nu se mișcă așa cum trebuie, că sunt multe persoane care sunt defavorizate și care poate nu au acces la servicii medicale, îți dai seama că totuși această politică de dreapta, ca să nu spun acest liberalism, îngrădește totuși accesul la anumite servicii sau la anumite facilități pentru multe categorii sociale. Cred că v-a fost deja adresată această întrebare. De ce mai aveați nevoie de această funcție? Pentru că, iată, sunteți foarte împlinit profesional. Pentru că trebuie făcut o schimbare. Pentru că am un copil, am o fetiță de 19 ani și care vreau să știu că se va realiza în țară. Și care să aibă această posibilitate de a rămâne aici, de a rămâne în țară. Vor avea posibilitate, știu că să profeseze când își va termina studiile, poate în străinătate, cu toate că ea nu vrea. Sunt lucruri care trebuie schimbate, nu neapărat pentru copilul meu și pentru copilul lui Mariu sau al dumneavoastră. Pentru copiii tuturor. Sunt lucruri care trebuie să asigure o stare de normalitate. De ce Pro-România? Pentru că sunt corecți, pentru că au o politică într-adevăr de centru-stânga care are aplicabilitate și care se poate să-i ducă la îndeplinire proiectele pe care și le-au propus. Asta sper și eu să se întâmple, dacă veți fi votat. Domnul Marius Pavel, spuneați că sunteți viceprimar. Cu ce vă lăudați până acum? Ce ați făcut pentru primăria Calopăr? Nu prea pot să mă... Și cum ați intrat în politică? Cum ați ajuns în această funcție? Pentru că sunteți destul de tânăr. Da, am intrat în politică în anul 2008, pe o listă de consilieri locali, după care nu am reușit să prind o funcție de consilier local, am continuat munca politică, am trecut într-o altă formațiune politică, în anul 2012 am reușit să obțin o funcție de consilier local. Eu, fiind și profesor de sport la școala Calopăr, aveam tangență cu oameni în comună și eram în permanență zi de zi în comuna Calopăr. Ascultând nemulțumirile cetățenilor și ideile oamenilor, am hotărât să mă implic și eu în politică, să vin cu un plus, să ajut cetățenii, să fac ceva pentru comuna mea. Referitor la funcția de viceprimar, să știți că, așa din ce am întâlnit eu, ca și viceprimar nu prea poți să te implici foarte mult pentru că ești stopat, nu ești lăsat. De către domnul adică primar. Ești cumva mâna a doua a primarului și da, atunci ești mâna a doua și nu ești lăsat să faci. Ești ținut din scut, adică faci doar ce ți se dă voie. Asta am întâlnit eu și am și colegi care sunt viceprimari, prieteni și la ei alții au fost chiar mutați din birouri pe nu știu în ce cameră în spatele primăriei și chestii din ăștia politice care mie nu mi se par normale. Cred și că corecte. Este prima oară când un viceprimar are acest curaj de a veni la televizor și de a spune acest lucru, fiind încă în funcție despre primar. Da, după părerea mea, toți ar trebui să avem curajul să spunem și să nu ne ascundem sau să ne fie frică de absolut nimic. Până la urmă suntem oameni și nu are de ce să ne fie frică. Eu am avut curajul să fac pasul și pentru a candida la funcția de primar. Din funcția de viceprimar, au încercat să mă dea și afară din funcție, nu au reușit cei de la PSD. Asta e viața, merg înainte, sper să-mi ajute Dumnezeu să câștig funcția de primar și vreau să dovedesc că vin cu fapte, nu cu vorbe. Pentru că ați migrat de la un partid la altul, am o întrebare, cât de importantă este loialitatea în cadrul partidului în raport cu valorile dumneavoastră? Acesta este motivul pentru care ați plecat de la alt partid? Am plecat de la alt partid pentru că m-am săturat de promisiuni, m-am săturat de vorbe, ca să spun așa. Vorbe în vânt. Vorbe în vânt, da. Și am ales să iau un alt drum. M-am săturat de lucruri spuse pe care le-am auzit de multe ori. Voi sunteți tineri, voi trebuie să ieșiți în față, dar în momentul în care
dai o idee sau vii cu un plan al tău, ți se spune că taci din gură, știm noi ce avem de făcut și alte lucruri. Această problemă o au în general oamenii când se vorbește despre politică. Cum credeți că îi puteți convinge pe locuitorii județului nostru să vă voteze? În primul rând, prin proiectele pe care le susține și dorește să le implementeze Pro-România. Vis-a-vis de întrebarea pe care ați adresat-o lui Marius, ce l-a făcut să schimbe sau să se plece, eu n-am făcut politică, e primul partid din care fac parte. N-au reușit să mă înscrie nici în Partidul Comunist Român, pentru că între timp a venit Revoluția. Contează foarte mult liderul într-un partid. Contează foarte mult. Să înțeleg omul... că liderul este cel care v-a convins. Nu m-a convins. Nu, contează foarte mult atitudinea și corectitudinea pe care o are. Conducătorului. Mă refer la domnul Florinel Stancu, pe plan local, mă refer la domnul Ponta. Sunt discuții, sunt fitile de mass media sau, în fine, sunt lucruri pe care le faci pentru că așa simți. Iar atâta timp cât un lider îți dă încredere și își păstrează verticalitatea și își păstrează drumul keep the way, atunci îți dai seama că drumul pe care vrei să mergi este bun și că lucrurile se pot schimba. Cum aș putea să conving oameni din județul Dolj ca să mă voteze? În primul rând, trebuie să voteze o echipă. Nu sunt individual în această echipă. Degeaba aș ajunge eu consilier sau Marius sau colegii mei care sunt înaintea mea pe listă dacă n-ar avea o echipă, pentru că influența lor în Consiliul Județean ar fi nulă. N-ar putea să susțină nici în Consiliul Local al Comunei Calopă, nici în Consiliul Județean al Județului Dolj, n-ai putea să duci la îndeplinire niște proiecte, niște obiective pe care vrei ca să le realizezi. Dacă nu ai o majoritate sau să faci niște alianțe. Oameni care să te susțină în proiectele pe care ți le propui. Alianțe pe proiecte care sunt poate comune între diverse grupuri parlamentare sau da, pentru că iată, foarte mulți au venit cu idei comune pentru că, într-adevăr, problemele județului nostru sunt aceleași. Eu aștept să se finalizeze acest spital regional de care se discută de mulți ani. Toți așteptăm acest lucru. Sper să nu ies la pensie și să pot să-l văd, nu neapărat să lucrez în el. Mai vorbim și de spitalul de copii, e o necesitate. Și iată că a venit cineva din mediul privat, chiar la noi în emisiune, care și-a pus această ambiție de a construi un centru pentru copii din fonduri proprii. Deci se poate. Da. Care sunt motivele? De ce nu se duc la îndeplinire? Lipsa fondurilor, lipsa de acțiune, de inițiativă? Da, într-adevăr, este o lipsă a fondurilor. Sunt fonduri care pot fi accesate prin programe operaționale, prin fonduri europene. Bineînțeles, sau e această mafia firmelor de construcții despre care se tot vorbește, că se întârzie lucrările? Sunt lucrări care se dau oarecum selectiv. Problema e că, chiar dacă s-ar da selectiv, ar trebui finalizate. Și n-ar trebui umflate acele devize care sunt odată aprobate, pentru că sunt și acolo în contractele respective, sunt niște mici marje în care fiecare sub antreprenor își mai poate adăuga niște cheltuieli și automat că nu se finalizează proiectele sau nici măcar nu încep proiectele pe care am vrea să le ducem la îndeplinire. Sunt lucruri frumoase care se pot face. Mă bucur că a început să se lucreze la acest drum expres Craiova-Pitești. Și lucrurile cred că se mișcă bine și sunt multe, multe alte proiecte care trebuie. Conducta de gaze Craiova-Calafat e o necesitate. Ne punem problema, trece conducta de gaze prin Segarcea, Băilești. Câți oameni din acele comune vor avea posibilitate ca să-și facă branșamentul la gaze? Pentru că trebuie să faci un studiu de fezabilitate. Cele mai multe comune, de fapt, nu au această facilitate, ci doar cele lipite de Craiova, în care, de fapt, s-au construit cartiere care rezidențiale. Care, de fapt, fac parte din zona metropolitană. Fapt, exact. Și în care locuiesc și eu tot, locuiesc la Malul Mare. Unde nu sunt gaze, probabil o să vină într-un an, doi, trei, cine știe când vor veni, dar sunt lucruri care țin de o Românie normală. De niște lucruri de bun simț,
de niște, într-adevăr. Da, chiar că este o problemă cu aceste zone, pentru că foarte multe străzi nu sunt asfaltate și în momentul în care adresezi eu o întrebare autorităților, ți se spune că acestea sunt terenuri private pe care s-au construit case, dar atunci de ce s-au dat aceste autorizații? Da, sunt niște probleme de genul ăsta în comuna Malu Mare, în zona Selgros, în care sunt niște străzi private. S-a pus problema ca să se facă rețeaua de canalizare. Proprietarii care într-adevăr au cumpărat terenul și au făcut și acel drum de acces care este proprietate privată, nu vor să cedeze dreptul de proprietate ca să poată să le fie aduse utilități. Deci cumva problema este și la locuitorii acelui cartier. Trebuie găsit o soluție de compromis și pentru această problemă. O altă problemă este cea a canalizărilor. Cum vedeți o soluție? Pentru că ar trebui întreg sistemul schimbat. Mă refer tot la Malu Mare. Este rețeaua de canalizare făcută, vorbesc de zona de intrare în Malu Mare, zona Preajba Veche. Rețeaua de canalizare este făcută, ar putea să fie funcțională, numai că lipsește acea stație de epurare care nu știu cât de mult ar costa și un sistem de pompe ca să poată să preia toată canalizarea, ca să poată fi neutralizată și... nu cred că necesită niște investiții prea mari și cred că există posibilitatea și, mă, sigur există. Cum ne explicăm că în Sinaia sau la Cluj sunt birouri speciale pentru accesarea de fonduri europene, sunt angajați tineri care numai asta fac? Așadar, la noi asta este problema, că nu există cineva. În momentul în care găsești un proiect, deja încep să spui semne de întrebare, dar oare cine va fi cel care va face lucrarea respectivă? E posibil ca acea lucrare să dea cu dedicație. Și de asta nu se mișcă lucrurile. Și atunci asta vă propuneți? În primul rând trebuie găsită o modalitate de a digitaliza, de a transparentiza și de a putea să accesăm aceste fonduri europene. Spunem că sunt miliarde care pot să vină în România, milioane de euro, pe care nu știm cum să le accesăm. Sau nu vrem să le accesăm, sau le pierdem. Da, într-adevăr, e și o contribuție poate din partea guvernului, din partea autorităților locale, altfel nu pot să meargă lucrurile înainte. Domnul Pavel, o să vă adresez o întrebare pe care au primit-o și colegii dumneavoastră de partid. Cum facem să păstrăm tinerii în comunele din Dolj? Păi, după părerea mea, în primul rând, ca să păstrăm tinerii în comunele din Dolj, ar trebui noi, ca și edili, să creăm locuri de muncă. Cum le veți crea? La ce v-ați gândit efectiv pentru calopăr? Primul și în primul rând, pentru calopăr, e cam greu la momentul actual să creez locurile de muncă și vă spun de ce. Pentru că noi nu avem canalizare, nu avem apă, nu avem gaze. Deci nu veniți cu minciuni electorale, să înțeleg. Nu vin cu minciuni electorale și nu voi, de când fac politică am încercat să nu mă bazez pe a minții lumea, pentru că minciuna are picioare scurte și niciodată nu o să ducă la... Bun, deci veți începe cu canalizarea, apa curentă. Voi investi în educație, pentru că școlile noastre, lasă-te dori, nu prea s-a investit în școli și în educație, copiii noștri... În ce sens? Nu sunt profesori buni sau vă referiți nu efectiv la condițiile? Nu mă refer la condițiile din școli. Suntem în anul 2020 și noi încă avem toaleta în fundul curții. Avem... Și iată că s-au întâmplat și tragedii din cauza acestor toalete. Da, ferească Dumnezeu, s-a întâmplat și ferească Dumnezeu să nu mai avem probleme de acest gen. Noi abia anul trecut am reușit să aducem un modul pentru toalete. L-am încastrat, l-am lipit de școala Calopăr. Ne mișcăm foarte greu, nu știu de ce, dar nu mi se pare normal să faci investiții total la iurea când poți să investești în ceea ce ai nevoie. Și referitor la locurile de muncă, v-am zis, întâi trebuie să creezi niște condiții ca să poți atrage niște investitori. După părerea mea, aceste condiții, chiar dacă nu ai un buget local foarte mare sau Consiliul Județean nu te poate ajuta cu fondurile necesare, se pot accesa fonduri europene. Avem două exemple, după părerea mea, foarte bune în țară, în România, Comuna Ciugud, județul Alba, și Comuna Dudești Noi din Timiș, care domnii primari au dezvoltat foarte mult comunele și au
tot ce este necesar într-o comună. Au și condiții și locuri de muncă și apă și canalizare și tot ce trebuie. Și ce se întâmplă în Dolj? Că iată, am rămas cumva la coada clasamentului. Da, Doljul e un județ mai special, așa. Special în sensul bun sau în sensul rău al cuvântului? Spre rău, așa, în sensul bun. La noi sunt bani, dar nu știu unde se duc și de ce nu se investește. Că până la urmă, eu dacă o să ajung primar și investesc, am de câștigat și eu pentru că îmi duc funcția la continuitate. Și pentru că până la urmă locuiți acolo. Categoric. Așa cum spuneați. Adică cred că despre asta este vorba. Până la urmă facem ceva pentru noi și pentru copiii noștri. Da. Nu înțeleg, în general, nu înțeleg primarii din județul Dolj de ce sunt, într-adevăr, primari care, la fel cum a zis și dumneavoastră, sfințesc locul, dar îi putem număra pe degetele de la o mână. Restul sunt comune care suntem ca acum 25 de ani și nu s-a investit nimic, adică se cheltuiesc niște bani, ca și la noi la Calopăr, total aiurea pe lucruri care, după părerea mea, nu și-au rostul și în loc să investim în sănătate, în educație, în alte lucruri care sunt necesare la momentul actual. Și în drumuri, așa cum spunea domnul doctor, pentru că iată, este o problemă. Da. Spitale nu sunt în mediul rural și atunci când ajunge salvarea în comuna respectivă... Nu putem vorbi de spitale în mediul rural pentru că sunt comune în care nu sunt nici dispensare. Da, spitale, este foarte greu. Străzile din comuna Calopăr sunt asfaltate doar străzile principale. Străzile laterale... Adică dacă nu ai norocul să locuiești pe strada principală, trebuie să ții cizmele greu, de cauciuc. Da, da. Și mai este o problemă. Marius spunea de 25 de ani în care nu s-a schimbat nimic în Calopăr. Sau s-a schimbat ceva, s-a mai pus un petec de asfalt. Insignifiant. Ce s-a făcut. Da. Problema este că populația se blazează. Și în special populația vârstnică. Acum înțeleg că de la o anumită vârstă încep să devii un pic mai înțelept și încep să dai sfaturi. Dar ar trebui să se gândească la nepoții pe care îi au, să nu le plece de acasă sau la copiii pe care îi au, să nu plece în străinătate ca să îi lase singuri. Și atunci să facă o schimbare și să încerce să gândească și altfel. Pentru că blazarea și să stai să aștepți ca să-ți ofere cineva ceva nu este o soluție. Vorbim de educație. Ce probabilitate la examenele de capacitate sau la bacalaureat au fost în școlile sau în liceele din județ? Vorbim într-adevăr de Carol, de Buzești, care, de Elena Cuza, sunt licee de top, nu pe plan local, pe plan național. Nu poate să existe replică pe care am auzit-o de la un director de școală dintr-o comună din Dolj, care i-a reproșat un părinte... De ce sunt rezultatele atât de proaste ale copiilor din anii anteriori la examene de capacitate? Și i-a replicat, dacă nu vă convine, mutați-vă copilul la altă școală. Problema se pune ce faci tu pentru acei copii. Și dacă nu faci cu dedicație, dacă nu faci cu suflet, dacă nu te implici... Înțeleg, nu sunt fonduri pentru tablete, că acele tablete n-au ajuns nici până acum. Sunt persoane care nu își pot permite să cumpere o tabletă. Dar încearcă să faci grupuri, încearcă să te implici. Te tem de contaminare cu COVID. Încearcă să protejezi în primul rând copiii, încearcă să te protejezi și pe tine ca și dascăl și găsește soluții ca să poți să educi acei copii. Cu alte cuvinte, trebuie schimbată întreaga mentalitate și cred că este un mesaj excelent în această seară. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Din păcate, timpul nostru s-a scurs, dar sper ca până la terminarea campaniei să ne mai reîntâlnim aici la Capital TV. I-am avut alături de mine pe domnul dr. Liviu Vasile, candidat pe lista consilierilor județeni din partea Pro-România, și candidatul la primăria Calopăr, domnul Marius Pavel, vă mulțumesc și mult succes vă și doresc. Noi mulțumim să românile. Iar dumneavoastră o seară cât mai plăcută, ne reîntâlnim mâine seară la Capital TV cu puterea cuvântului.